știri. Din data de 15 august veți fi nevoiți să plătiți anticipat dacă vreți să parcați în București. În caz contrar, pe lângă parcare, o să fie nevoie să achitați și amenda, care nu este deloc mică. În plus, și tarifele vor crește. Deciziile, bineînțeles, au fost luate de primarul general al capitalei, Nicu Șordan. Dorim ca parcările să fie pentru mașini, trotuarele să fie pentru cetățeni și parcurile la fel pentru cetățeni. Tarifele pe care le avem sunt în vigoare din 2019. Urmează, după seria de consultări și de informări publice, să le modificăm, pentru că ne-am dat seama, discutând cu cetățenii, care sunt problemele stringente și unde putem noi să intervenim ca autoritate. Propunerea pe care o vom face Consiliului General va fi să comasăm zona 0 cu zona 1, să avem un tarif unic în zona 1, în zona centrală, de 5 lei pe oră, să renunțăm la acea dublare a tarifului din a treia oră, care ne se pare nejustificată, pentru că toată lumea își dorește seara să aibă un loc de parcare rezervat și cele de la sectoare s-au epuizat, venind cu o parcare cu un tarif de noapte care îți va rezerva un loc de parcare din acestea publice peste noapte între intervalul 19-7 dimineața și vei putea parca în siguranță pe locul de parcare rezervație. Cât va costa? 50 de lei pe lună. Pe timpul zilei, abonamentul astăzi care există în zona 1 este de 525 de lei și îți permite să parchezi oriunde în municipiul București, în zona 1 și în zona 2. Venim cu o propunere să-l reducem și pe acesta până la 1 decembrie pentru a stimula achiziția de abonamente, să-l ducem la un preț acceptabil de 250 de lei pe lună. Scopul este să digitalizăm parcările, în direcția aceea mergem și foarte important este eliberarea trotuarelor de mașini. Se amenajează noi locuri de parcare și venim cu un nou buget de investiții la compania de parking. Vom avea parcări amenajate, închise, cu sisteme de bariere, acolo unde terenurile sunt ale municipalității și pe care vom realiza investițiile acestea. 12.000 de locuri în zona centrală. Ne propunem ca până la anul să avem 30.000 în această